Bună seara! Bună seara! Numele meu este Gabriel Ursescu. Bună seara! Așteptăm un minut, preț de un minut, să vedem dacă lumea ne aude și dacă se vede bine. Avem un live un pic special astăzi și sper că nu ultimul în ceea ce privește alegerile din Republica Moldova. Și în această seară îl avem invitat pe Oleg Brega, care candidează în aceste alegeri anticipate din Republica Moldova. Să vedem de pe ce poziție. El a candidat și în România, fiind cetățean acelor două țări care, să zic așa, sunt surori sau frățești, cum vreți voi să îmi spuneți. Rog frumos să-mi scrieți dacă se vede și dacă se aude bine. Rog frumos să participați în acest live cu o distribuire, cu un comentariu, cu o idee, cu câte o întrebare pentru Oleg, fiindcă Oleg, pe lângă faptul că este și activist civic, este și jurnalist, și iată, este și un cetățean implicat, inclusiv prin calitatea lui de candidat de data aceasta în Republica Moldova. Oleg, bine ai venit, îți mulțumesc că ai răspuns invitației și o să avem o discuție constructivă, zic eu, pe tema Republicii Moldova. Vom face un pic un istoric pe care tu îl știi mai bine. Eu, în calitate de unionist, trebuie să recunosc că îmi lipsesc anumite cunoștințe despre Republica Moldova, dar tu, fiind născut acolo și cunoscând mult mai bine realitatea ca și mine, cu siguranță mea vei lămuri și vei lămuri pe cei care ne ascultă. Bună seara, Dumitru, bună seara, Violeta, Florin, bună seara, Cristi. Oleg, te rog frumos să ne spui câteva cuvinte despre tine și după care intrăm în seria de întrebări și răspunsuri. Oleg? Salut! Salut, Gabi! Mulțumesc pentru invitație. Am dublă cetățenie și iată, de când m-am mutat la București și am și buletin de capitală, pot să și candidez în România. Da. Pot să și candidez în România pentru că până atunci legea românească nu îmi permitea să candidez. Eram cetățean român, aveam drept să votez, aveam drept să semnez pentru candidați, dar nu aveam drept să candidez. Și acum această lege e discriminatorie cu românii din diaspora și cred că a venit timpul să o schimbăm. Dar nu eram tot timpul așa. M-am născut în URSS acum 47 de ani și când Uniunea Sovietică se prăbușea, eu eram pe cale să împlinesc 18 ani, deci m-am format, m-am educat în Uniunea Sovietică și odată cu maturizarea mea în acte, în buletin, m-am trezit într-un stat nou, Republica Moldova, pe care România prima s-a grăbit să recunoască ca stat independent. Și iată, de atunci fac față acestei realități, sunt cetățean al Republicii Moldova și după aceea, după încă vreo 7 ani, se pare, am redobândit cetățenia română în baza faptului că bunicii mei erau născuți în România Mare și deci eu, moștenitor al lor, ca și cum așa, am moștenit și cetățenia românească. Deci am redobândit cetățenia românească, nu am obținut-o ca o favoare, ca o pomană. Am redobândit-o pentru că bunicii mei n-au renunțat la ea de bunăvoie, le-a fost luată odată cu ocuparea de două ori în 40 și după aceea în 44, a ceea ce se numea atunci Basarabia și după aceea în 40, se pare, după pactul Molotov-Ribbentrop, Stalin cu echipa lui a croit actuala hartă a Republicii Moldova cu ceea ce se numește Transnistria și care, iată, e mereu nărăvașă și vrea să se rupă, să se întoarcă cu mama Rusie. Deci suntem o bucată de pământ românesc, dar unde, ca și în România, trăiesc foarte mulți oameni de etnii diferite. Suntem un stat polietnic. Nu știu de ce România se numește stat național, că nici acolo nu sunt 99% români. Deci mi se pare o aroganță nejustificată a statului român.
Republica Moldova cu atât mai mult n-ar trebui să se numească stat național, pentru că suntem, da, o majoritate de aproape 80%, dar care se identifică cei mai mulți ca moldoveni. Ei nu știu ce a zis un academician corlățeanu, se pare că toți moldovenii sunt români, dar nu toți românii sunt moldoveni. Unii moldoveni educați de propaganda țaristă, de propaganda sovietică, dar și acum de propaganda rusească și filorusă de aici, de Republica Moldova, se consideră doar moldoveni, altceva decât românii. Și când îl rogi să vorbească ceva moldovenește ca să nu-l înțeleagă un român, el începe a spune rusisme. Aia, păi stai o leacă, rusismele e altceva. Tu vorbește moldovenește și o să vezi că e aceeași limbă cu limba română. Da, bine, cu oameni cu două clase sau și mai puțin, n-are rost să polemizăm pe probleme lingvistice sau de identitate. Dar iată că de 30 de ani de când există Republica Moldova ca stat independent, chestiunea asta identitară e speculată, mai ales cu ocazia alegerilor, și chestiunea limbii e de asemenea speculată. Ba mai mult, în 94, când s-a votat Constituția Republicii Moldova, majoritatea de atunci agrariană, în articolul 13, a zis că limba oficială a Republicii Moldova e limba moldovenească cu grafie latină. Și uite, de atunci ne chinuim cu limba asta moldovenească. A încercat un artificiu Curtea Constituțională acum 5 ani de aici, de Republica Moldova, și a zis că prin prisma declarației de independență, limba e română, chiar dacă în Constituție scrie articolul 13 că limba e moldovenească. Dar în declarația aceea de independență multe alte pramatii scria și n-ar fi bine să interpretăm Constituția prin prisma declarației de independență. Dar sper să vină vremea și să nu mai invocăm astfel de probleme în campania electorală, mai ales că, iată, avem multe alte probleme stringente. Pe lângă criza pandemică avem și probleme de încălzire globală, de poluare. Nu mai spun că Chișinău, capitala Republicii Moldova, bea apă din Nistru, în care Nistru, orașul Soroca, face pipi-caca de dimineață până seara, pentru că nu are o stație de epurare. Și nu numai orașul Soroca, toate orășelile care sunt pe malul Răutului, că și Răutul se scurge în Nistru. Deci toate excrementele astea ajung în stația de epurare de aici, de la Chișinău, care epurează apa pentru noi în robinet. Și iată, eu beau din când în când apă din Nistru, care cumva a fost ionizată, dar tot miroase. Mă gândesc că miroase excremente din nord. Da. Oleg, mulțumesc frumos pentru scurta perioadă istorică care ai descris-o. Care este realitatea din ultimii ani? Oarecum am fost destul de, m-am informat, să zic așa, de la ultimele alegeri și am văzut foarte multe declarații și foarte mult, să zic așa, hei rumpis în ceea ce privește unirea României cu Basarabia. Da, și eu trebuie să o recunosc încă o dată, sunt un onist, îmi doresc unirea, dar nu oricum și nu chiar oricând. Trebuie să existe un moment prielnic care trebuie construit pas cu pas, astfel încât ea să se realizeze fără să, să zic așa, să rănească niște sentimente estice prea rapid dătătoare de conflicte. Cum vezi tu treaba asta? Fiindcă știu, eu din ce știu, și tu împărtășești calea unionismului, chiar dacă nu ești înscris într-o organizație declarativ unionistă. Oleg? Pe la apusul Uniunii Sovietice, pe la sfârșitul anilor 80, odată cu perestroica proclamată de Gorbaciov, dacă poate vă amintiți unii care aveți aproape jumătate de veac ca mine sau poate ați învățat istoria, s-a dat voie și la discuții despre emanciparea popoarelor care constituiau marea închisoare de popoare, Imperiul Rus sau Uniunea Sovietică. Și cu ocazia asta au apărut tot felul de mișcări naționaliste, mai ales în țările baltice. Se pare că Lituania, una dintre țările baltice, și-a proclamat independența încă cu un an înainte să se destrame Uniunea Sovietică, cu un an înaintea puciului din august 91.
Deci una dintre țările baltice deja își proclamase independență, chiar dacă asta a însemnat mare măcel acolo, în jurul televiziunii, în jurul palatului prezidențial sau ce aveau ei acolo. Și Republica Moldova susținea mișcările astea printr-o mișcare de emancipare națională care se numea Frontul Popular Creștin-Democrat, ceva de felul ăsta. După aceea s-a constatat că aceste fronturi cam toate au fost controlate, dirijate de serviciile secrete ruse și oamenii aceia aveau menirea să facă o mică gaură în mecanism ca să iasă presiunea, o supapă de scăderea tensiunii și totul să fie controlat. Și cam a fost controlat în cam toată Uniunea Sovietică, cu excepția țărilor baltice, care au scăpat de sub controlul sovietic. Și gata, și alte excepții nu mai sunt. Iată, Republica Moldova și acum e membră în CSI, în Comunitatea Statelor Independențe, unde ne-a băgat fără ca să întrebe Parlamentul președintele Mircea Ivanović Snegur, care era președintele Comitetului de Partid. Era un mare grangur în Partidul Comunist al Uniunii Sovietice de atunci, sau al Moldovei Socialiste de aici. În locul lui a venit un alt grangur din Comitetul Central al Partidului Comunist, chiar al Uniunii Sovietice, se spune că era a șasea persoană în ierarhia Partidului Comunist Sovietic, Petru Lucinski, după Gorbaciov. El era, nu știu cum, al doilea secretar prin Tajikistan, nu știu, și după aceea a aterizat la Chișinău fix în fruntea Parlamentului. Și împreună cu, iată, marionete de ale serviciilor secrete, ca Iurie Roșca și alții care se prefăceau că sunt unioniști, au ținut Republica Moldova pe actualul făgaș, membră în CSI, departe de NATO, cu enclava asta transnistreană autoproclamată, cu autonomia găgăuză, care i-au dat în 94 după votarea Constituției, i-au dat și un statut special de autonomie găgăuză, da? Are bașcanul ei, are procurorul ei general, are codul ei electoral, autonomie găgăuză. Și era pe cale să mai aibă și niște autonomii prin nord. Unioniștii au fost controlați de Iurie Roșca și de alți agenți ai serviciilor secrete rusești până mai ieri. Când în locul lor, când în locul lui, PPCD-ul inițial se numea FPCD, Front Popular, după aceea a început să se numească Partidul Popular Creștin Democrat, cu mare sprijin de la București, dar și Bucureștiul știm că avea multe marionete serviciilor. Da. Da. Au trimis o grămadă de bani acestor impostori și acei bani s-au evaporat sau s-au transformat în chestii sfărăitoare, antidemocratice. Și mișcarea unionistă a trecut treptat în alt partid, la Ghimpu, Mihai Ghimpu, sau cu fratele lui Gheorghe Ghimpu, sau cu nepotul lui Dorin Chertoacă. Și ăștia tot au compromis ideea unionistă. Dorin Chertoacă a fost 11 ani primar al capitalei și în timpul lui capitala a continuat să fie rusificată. Pe Bulevardul Central apăreau tot felul de rețele de magazine care se numeau rusește Butca sau Piotr sau tot felul de chestii din astea care continua rusificarea capitalei Republicii Moldova. Deci Dorin Chertoacă s-a compromis ca unionist, acum văd că a aderat la AUR. De ce nu ne mirăm? Dorin Chertoacă să fie în fruntea sau undeva printre liderii AUR-ului din stânga, stânga Prutului. Aici la Chișinău Dorin Chertoacă va candida sub flamura, sub simbolul AUR. Deci partidul lui liberal, care altădată se numea unionist, devine exact. AUR. Dar de PLE, mai ieri numărasem o duzină de partide unioniste în Republica Moldova. Și în România sunt multe partide, că acolo trei oameni pot funda un partid. Dar în Republica Moldova e foarte greu să faci un partid. Îți trebuie 4.000 de semnături adunate într-o lună din 21 de raioane din 33. Adică, nu știu cum, 2-3 de raioane, dintre care trebuie să fie câte 100 de semnături din fiecare raion, adică sunt niște rigori birocratice foarte complicate. Și cu toate astea au apărut atâtea partide unioniste, mai ales schimbându-și cojocul, schimbându-și chipiul, devenind peste noapte unioniste.
inclusiv exact. Partidul lui Chertoacă și al lui Ghimpu, care n-a fost unionist cât a fost la guvernare. Mihai Ghimpu a fost chiar un an președinte interimar al Republicii Moldova, pentru că era speakerul Parlamentului în fruntea unei alianțe anticomuniste. Și a fost președinte interimar pentru că nu erau capabili să aleagă un președinte plenipotențiar. Și n-au făcut nimic pentru unire. Acum când au rămas în opoziție, au declarat că sunt unioniști. Și ei, și PLD-ul lui Filat s-au declarat unioniști. Și singurul partid consecvent unionist, chiar prin statut, în timpul lui Voronin era unionist. Și așa și la protestele noastre ale Hyde Park-ului când eram persecutați pentru chestia asta, e partidul, atenție, național-liberal din Republica Moldova, dar care nu are nicio legătură cu PNL-ul de România, chiar dacă au adoptat aceeași siglă. Da, dar și aceia s-au compromis aducând pe listele lor tot felul de veleitari, de neonaziști, de extremiști din noua dreaptă sau cum se numește el, legionari. Legionari aducând pe listele lor și au făcut de cacao mișcarea de Republica Moldova. Oleg, da. scuze că te întrerup. Observația mea de la celelalte alegeri, ultimele alegeri, a fost că unioniști, deși toți clamează unirea, vor să fiecare clamează unirea doar pentru el însuși și pentru interesele lui sau grupării lui. Și în ciuda unionismului ei nu s-au unit. Iată că acum se pare că eu cred că și pe fondul unor promisiuni, nu neapărat financiare, dar hai să spunem această forță, până la urmă forța financiară a aurului din România este clar net superioară multor partide actuale din Republica Moldova, uzitând și de acest argument, au reușit să unească o parte din unioniști, cum zici tu, Chirtoacă, care partidul lui constant în sondaje este 1-1 jumate, ceilalți cam tot așa, da? Și iată că cred că aurul din Basarabia o să intre în Parlament. Este opțiune Eu sper că nu. Sper să rămână sub pragul electoral și să redistribuie voturi, da. Chiar dacă o să se ducă la socialiști și comuniști. Dar aurul din Republica Moldova e la fel de periculos ca aurul din România. Ca aurul din România. Da. Mai ales că ei deocamdată se poartă ca niște mielușei, dar se vede blana de lup de sub ei. Să te uiți, dacă ai ocazie pe internet, la postul de televiziune 10 TV, care, atenție, e finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, al Guvernului României, deci de Guvernul României. Dar e o televiziune partinică, de propagandă aur, zi și noapte asta face. Chiar acum, când n-a început campania electorală, îl dau pe Bilețchi în continuu și vorbește despre aur cât e de minunat și cât de beneficii o să aducă aurul pentru Republica Moldova. Eu chiar săptămâna trecută, miercuri, dacă putem să-i zicem, dacă e săptămâna trecută, am făcut niște comentarii acolo cu referitor la George Simeon și am atras atenție cu privire la stilul schimbător al George Simeon de a devia mișcările sau tendințele bune a unei mișcări, ca aurul din Republica Moldova să nu devieze către extremist ca și aurul din România. Nu știu dacă se va întâmpla așa sau nu. Cert este că după câteva minute comentariile mele au fost șterse. Așa că 10 TV pentru mine este clar o televiziune de propagandă și faptul că dacă zici că este finanțat de către Departamentul Românilor de Pretutine din România, înseamnă că acolo se mișcă altfel de servicii, să zic așa. Deci pentru mine este clar că serviciile secrete românești, cel mai probabil, și tot felul de clanuri mafiote care încearcă cumva să facă propagandă în Republica Moldova, dar o fac stângaci de mântuială și compromit ideea de românism și de unire. E explicabil să existe multe feluri de unire, pentru că există mulți, deja poate o treime dintre basarabieni își doresc unirea, da? Să zicem, poate 1 milion de basarabieni au deja cetățenie românească și poate alt milion, nu același, pentru că pragmaticii care au obținut cetățenie românească au plecat cu pașaportul românesc în Occident, da, și nici nu vor să recunoască că sunt români și poate că vorbesc rusește acolo. Alții care n-au obținut cetățenia se consideră români și vor unire și sunt diferiți oamenii, sunt de niveluri de educație, de cultură
diferită. Poate sunt unioniști ruși, ucraineni, găgăuzi, romi din Republica Moldova, oameni care își doresc să trăiască în Europa. Dar ăștia s-ar putea să fie alți cetățeni decât cei cu dublă cetățenie ca mine. Și da, diferit, da, și explicabil să existe multe curente unioniste. Da, da. Îmi cer scuze de transmisie, nu am ce să fac. De fapt, mie mi s-a și întrerupt odată, în prima parte a emisiunii, mi s-a întrerupt semnalul. Sper să nu se întrerupă. Văd comentariile voastre și am să le citesc, Oleg. Cineva întreba aici, chiar ție ți era adresat, de câte mandate este nevoie în Republica Moldova pentru a schimba Constituția. Eu cred că se referă la care este Scuze. Da, cred că întrebarea se referea la care este dacă știi. Ca să schimb Constituția, trebuie să pare 64 de mandate cel puțin. Asta înseamnă două treimi din membrii Parlamentului. Și deocamdată nimeni nu speră să aibă atâta majoritate. Numai comuniștii au avut odată majoritatea asta în 2001, când au obținut 71 de mandate și n-au avut curaj să modifice Constituția, chiar dacă, atenție, comuniștii veniseră atunci la putere cu promisiunea de a adera la Uniunea Rusia-Belarus, așa era atunci, și cu promisiunea de a rezolva conflictul transnistrian în jumătate de an. N-au făcut nimic din toate astea, ba mai mult, în 2002, deja peste un an, au schimbat macazul și au întors spre europenizare, pentru că Voronin și-a dat seama că bani doar de acolo, din Europa, o să vină și nu de la Federația Rusă. De asta el a ieșit din grațiile Federației Ruse și a intrat în grații Igor Dodon, până când și acela a dezamăgit foarte mult. Acum nu știu cine o să mai intre în grațiile Rusiei. Apropo, știi ce am observat? Să terminăm cu subiectul unioniștilor. Chiar dacă ei nu o spun, eu sunt ferm convins că sunt unioniști. Dau un exemplu și la PAS. La pun clar că sunt Partidul Unității Naționale, dacă nu mă înșel. Este de fapt un fel de PMP, varianta din Basarabia, este Partidul Verde. Tu acum, dacă nu mă înșel, candidezi din partea Partidului Verde sau ca și independent? Deocamdată nu candidez în niciun fel, pentru că am încercat ca independent să adun semnături. Dar legea moldovenească e foarte urâcioasă cu independenții. Trebuie cât partidele deja se înregistrează și poate să înceapă campania electorală, noi încă strângem 2000 de semnături pentru o căciulă de candidat independent. Noroc că femeile sunt cumva avantajate și trebuie să adune doar 1000 de semnături, dar n-am auzit despre nicio femeie să fie adunat 1000 de semnături și să fie candidat onest până acum. Și de aceea m-am apropiat, am acceptat invitația Partidului Verde Ecologist de Republica Moldova și acum lucrăm abia la listă, adunăm oameni pe lista aceea ca să fie onorabil, să nu fie nici mie rușine cu ei, nici lor rușine cu mine. Și la sfârșitul săptămânii viitoare sperăm să prezentăm actele la Comisia Electorală Centrală ca să fim înregistrați și abia atunci să zicem că suntem candidați. Deci deocamdată nu candidez, deocamdată sunt un cetățean liber, activist civic. Da, simpatizant, da, da, al Partidului Verde, membru Partidului Verde din România. Da, 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 da. Exact, exact. Trebuie de știut că amândouă partide verzi sunt membre ai verzilor europeni. Știu asta fiindcă o perioadă de aproape un an de zile am fost și eu membru la Partidul Verde din România și acum iată că am revenit iar pe parte civică. Și încă o chestie, eu știu foarte bine că acolo la Partidul Verde din Republica Moldova sunt și acolo unioniști, chiar unioniști deosebiți, și aici mă refer la conducerea partidului, iar domnul Vitalie Marinuță este și un fost membru, de fapt un fost ministru al apărării și un om cu viziuni foarte
sănătoase despre democrație și despre statul de drept. Oleg, o altă întrebare. Cum vezi tu, dau un exemplu, cum ar putea clasa politică sau societatea civilă din Republica Moldova să se apropie pe cei din Găgăuzia vis-a-vis de aderarea către vest sau unirea cu România? Acolo este un caz foarte, foarte aparte, sau poate poți să ne spui cum este situația în Transnistria. Cum ar putea, crezi tu, ca conflictul din Transnistria să se aplaneze și să se revină la o normalitate, dacă crezi că se poate? Mă tem că nu. Mă tem că nu se mai poate rezolva nimic în Transnistria. Iată, în 30 de ani de când tot încercăm să coabităm, vedem că acolo sunt oamenii cei spălați pe creier și doar câțiva ca excepție care eventual frecventează puținele 3, 4, 5 licee românești de acolo și după aceea vin și își continuă studiile în dreapta Nistrului sau în dreapta Prutului, chiar se duc în România sau în Occident cu vreo bursă și acești oameni civilizați, cosmopoliți sau patrioți și recuperabili, ceilalți sunt toți spălați pe creier de propaganda rusească, care are foarte multe victime și dincoace de Nistru. Pentru că majoritatea canalelor de la televizor, când deschizi televizorul, majoritatea canalelor sunt fie chiar de la Kremlin de propagandă de limbă rusă, fie sunt de aici finanțate de Kremlin, deci de propagandă filorusă, fie chiar canale americane de business, Animal Planet sau Discovery sau nu știu ce, dublate în limba rusă și titrate în limba română, dar cine se deranjează din între basarabeni să citească subtitri? El ascultă limba rusă și el continuă să fie rusificat. Chiar și Euronews la noi e dat în engleză și în rusă. Și pe care canal credeți că îl urmăresc basarabeni? Dacă urmăresc Euronews, procentul cel care urmănește. Probabil da. Euronews în limba rusă și acela e cam partizan filorus. Euronews. Deci vă dați seama, oamenii ăștia încă n-au cum să iasă de sub controlul mediatic propagandistic al Federației Ruse. Moldova și acum e sub ocupație mediatică, economică și politică rusească, ba mai mult și sub amenințare militară, pentru că avem armata a 14-a în stânga Nistrului, dislocată pe lângă armata transnistriană, care e dotată și cu tancuri și cu maica avioane. N-are avioane, dar tancuri are. Republica Moldova n-are niciun tanc, armata transnistriană are tancuri. Și dacă vrea împreună cu armata A14, armata transnistriană în jumătate de oră ajunge la Chișinău și ocupă Republica Moldova. Că atâta e distanța de la Bender până la Chișinău, 30-40 de kilometri, care se parcurge foarte ușor cu tancul în viteza a 7-a, sau nu știu ce viteză are tancul acolo. Da, 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 da. Nu mai spun rezervele cele de amuniții. Au un depozit enorm, era pentru întreg frontul de est al armatei sovietice, pe la Colbasna, nu știu pe unde, pe lângă Tighina, pe lângă Tiraspol. Un depozit enorm, care are acolo amuniție pentru un front întreg, e adevărat, învechită amuniție, dar care poate fi oricând folosită de omuleți vieri sau de tot felul de trupe din astea pe care Federația Rusă le poate manipula și zic, dar noi n-am făcut nimic, iată oamenii ăștia vor independență, iată oamenii ăștia s-au apărat de fașiștii români. Cum a fost în 90, cum a fost războiul acum înghețat în 90-91, 91-92. Da. Oleg, vreau să dau și câteva informații utile tuturor. Eu am citit un pic și am văzut că cum ar veni autoritatea electorală centrală din Republica Moldova, se numește, are o altă denumire. Comisia electorală, CEC. Comisia, așa, CEC-ul. Și dacă aveți prieteni din Republica Moldova, poate neamuri, cunoștințe, colegi, rugați-i să se înregistreze pe acest link www.înregistrare.cec.md. Poate ne poți spune mai mult despre acest site? Este dedicat doar celor din diaspora, să înțeleg, da? Pe site-ul CEC poți să te înregistrezi ca fiind rezident peste hotare. Nu ca să te urmărească CEC-ul să știe unde ești, ci știind unde ești,
eventual să-ți deschidă o secție de votare mai aproape. Pentru că s-au Da, plâns da. foarte mulți pe la Düsseldorf, nu știu pe unde, prin Germania, s-au plâns că s-au terminat buletinele de vot. Normal, dacă voi nu v-ați înregistrat, sunteți acolo câțiva mii și aceia au trimis numai 3.000 de buletine de vot și au făcut o singură secție de votare. Normal că s-au terminat buletinele de vot. Dacă voi lucrați acolo clandestin sau vileni să vă interesați, să vă interesați de soarta voastră, vi s-a oferit ocazia să vă înregistrați, să spuneți că sunteți mulți, ca să știe statul câte buletine să facă, câte secții de votare să facă. Putea în aceeași locație să mai deschidă o secție de votare și să dubleze numărul de buletine. Dacă voi nu v-ați interesat, ați pățit asta. La jumătate de zi s-au terminat buletinele de vot și chiar fizic nu era posibil să faci altceva. De aceea acum Da, aș eu cred. pe cei care trăiesc peste hotare, înregistrați-vă. Da. Exact. Eu am vrut, eu sper să vină ca și invitat și alții de la alte partide. Am făcut deja o ulterioară o invitație la PUN, chiar să vedem dacă acceptă, fiindcă așa cum putem și noi românii din străinătate care simțim românește și care ne dorim ca să fim din nou o țară, încercăm să ajutăm cu ce putem. Eu am văzut o chestie și în acest caz, chiar dacă avem un bloc compact al sovieticilor, cei care vor să meargă către Rusia, care vor stilul de conducere oligarhic al lui Dodon, un stil corupt. Există și celălalt bloc, să zic, dacă îi putem spune, PAS-ul, care este în pole position acum, și celelalte partide. Eu îmi speram ca să toate aceste partide să se unească și să facă un bloc electoral astfel încât să nu mai existe nicio o surpriză că blocul sovieticilor poate fi trimis în opoziție, poate cu un procent de 15-20%. Dar mai este încă o chestie, toată lumea poate să voteze, are ce să voteze și este foarte important să meargă la vot, să nu renunță lumea să meargă la vot, exact cum a fost și în România, pe fond de absenteism, PSD-ul din România totuși a reușit să adune un scor foarte bun încă în România. Dar acum este vorba de alegerile din Republica Moldova. Ce ne poți spune despre Partidul Verde și ce obiective are pentru campania electorală care vine? Partidul Verde Ecologist din Republica Moldova e chiar mai vechi decât Partidul Verde din România. Are aproape 30 de ani, 29 de ani în aprilie am plinit de la fondare. Deci aproape în următorul an după proclamarea independenței e printre primele partide care s-au fondat. Dar n-a avut decât 1-2 deputați în Parlament prin tot felul de coaliții și după care n-a mai participat nici la guvernare, nici n-a intrat în opoziție parlamentară, a fost tot timpul extraparlamentar, pentru că, nu-i așa, într-o țară săracă nimănui nu-i pasă de mediu. E problema de percepție a populației moldovenești și a celei românești. Nu știu de ce percepe Partidul Verde ca fiind un partid doar de floricele de păpădii și de grijă pentru păduri. Când Partidul Verde înseamnă și drepturile omului, și supremația legii, și lupta cu corupția, și funcționarea instituțiilor. E un partid modern și iată se vede în Europa. Germania de grabă o să-i aducă la guvernare, o să dea cancelarul, următorul cancelar al Germaniei s-ar putea să fie o femeie verde. Și în alte țări verzi participă la guvernare. Sper că moldovenii și ceilalți români care sunt prin Occident, prin Germania, prin țări scandinave și văd cum funcționează lucrurile, înțeleg cât de necesar e un partid verde în Parlament, în guvern, poate chiar la guvernare. Deocamdată Partidul Verde de Republica Moldova, eu cred că își dorește măcar să treacă pragul electoral enorm de 5%, e unul discriminator și descurajant. Să trecem pragul electoral ca să ne vadă oamenii la treabă, să ne vadă în Parlament, să vadă ce proiecte de legi putem să facem, cum votăm, ce amendamente aducem la legile existente.
Și nu doar la proteste, cum ne-a văzut până acum, sau exprimându-ne pe internet. Deci scopul nostru deocamdată e să ieșim din anonimat. Eu am văzut că ați fost destul de activă, Vitalie, și cu ceilalți colegi. Chiar au fost pe teren acum o lună, două, au fost prin păduri, au făcut tot felul de live-uri, inclusiv pe la graniță. Au fost niște posturi de grăniceri din Tirasul care au mers mai mult decât trebuia. Deci am văzut pe teren. De asemenea, tot în același stil am văzut, poate chiar mai prezent, pe băieții de la Democrația Acasă. Nu credeți că ar fi fost bine să faceți, dau un exemplu, o alianță cu Democrația Acasă? Gabi, ar fi fost, dacă nu ar fi fost Vasile Costiu, care el e Partidul Democrația Acasă. Nu cred că știe alt nume din partidul acela. Dacă n-ar fi fost Vasile Costiu atât de disperat să ajungă în politică și precum George Simion să o ia pe calea populismului și cu mesaje la limita legalității, îndeamnă oamenii să iasă cu furce, cu topoare, să doboare, să blocheze, iar asta nu e legal, asta nu e admisibil într-un stat de drept. Deci noi nu putem să ne asociem, să ne afiliem cu extremiști moderni, drăguți, simpatici, tineri, școliți, trecuți și ei prin Partidul Liberal, dar acum au discurs extremist și populist. Noi nu vom merge pe calea extremismului și a populismului, chiar dacă riscăm să rămânem din nou în afara Parlamentului, să rămânem din nou sub pragul electoral. Vom lupta și cu extremele de stânga și cu extremele de dreapta, vom continua să pledăm pentru rațiune și civilizație. Pentru că suntem Partidul Verde. Da, eu ce am văzut, sunteți oameni de bun simț. Oleg, parcă ultimele zile ai făcut niște acțiuni și te-a luat poliția, dacă nu mă înșel, la colimator. Ce s-a întâmplat? Nu știu exact, dar poate ne poți spune tu. Mi se întâmplă și aici, și în România, foarte des să constat că organele de drept, da, purtătorii de epoleți, care prin legea despre poliție, jandarmerie, carabinieri și cine mai sunt cu forțele de ordine, sunt obligați să apere drepturile omului. Ei bine, acești reprezentanți ai statului, purtători de epoleți, beneficiari de pensii speciale, etc., etc., nu cunosc drepturile omului și n-au niciun chef și niciun interes să le respecte. Ei mai degrabă respectă ordine verbale ale superiorilor, care cel mai des sunt niște ordine aberante și ilegale. Și așa mi s-a întâmplat mai ieri la Procuratura Generală, să constat că niște oameni care au venit să ceară audiențe de la Procurorul General erau dați afară din holul Procuraturii Generale. S-au dat pe mâna poliției pentru că au insistat să obțină audiență la Procurorul General. Și pentru că am intrat să verific chestia asta în holul Procuraturii Generale, mi s-a întâmplat și mie același lucru. Am fost luat de umeri și împins afară de un cetățean în civil care a zis că eu sunt cetățean civil. Dar bun, și te-a pus să faci justiție așa stradală în holul Procuraturii, tu încerci să mă dai afară pentru că eu mă aflu acolo unde te afli și tu. Și un angajat mai, ei pretind că Serviciul Pază de Stat nu e angajat mai, dar aici e cu sonul vechi pe care e Serviciul Pază de Stat al MIAI, adică al Ministerului de Interne, purtător de epoleți. Aceia în doi, încurajați de un al treilea civil, mă împingeau să mă scoată din holul Procuraturii Generale, loc de acces public, în fața statuii zeiței celei Teme, sau cum o cheamă, cu balanța și cu ochii legați, zeița dreptății. Deci vă dați seama la ce tâmpenie s-a ajuns, ce bătaie de joc de drepturile omului. Când te duci să ceri dreptate, ei să zică, marș de aici. Păi cât marș de aici? Hai că dacă ne supărăm, vorba lui Vasile Costiu, venim cu furcile, dar nu ne-am dorit. Noi încă mai avem drept să ne exprimăm. Avem trei drepturi încălcate în cazul ăsta. Articolul 5 din Convenția Europeană, dreptul la libertate, dreptul de a mă afla aici, într-un spațiu public de interes și de acces public. Dreptul de exprimare, articolul 10 din Convenția Europeană, deci libertatea cuvântului, și dreptul la protest. Când am văzut că nu ne dă voie să facem asta, noi am ieșit și am protestat. Articolul 11 din Convenția Europeană, nu mai știu ce articol, și din Constituția Republicii Moldova și a României. Deci drepturi fundamentale de care facem uz
și pe care acei gardieni sau polițiști, pentru că a venit și un polițist și am zis, ia uite, ăștia ne încalcă dreptul. E adevărat că s-au ugoit toți pe loc când au văzut polițistul, dar i-am zis polițistului, documentează-i, legitimează-i ca după aceea să pot face plângere. Și polițistul a zis că da, poate schemă 112, un polițist de la ordinea publică. Extraordinar! Dumnezeule. Deci da, da, deci a fost o scenă. De se pare că și aici asociația Hyde Park a luat o atitudine, a cerut explicații și până acum n-avem nicio explicație de la Procuratura Generală, de aceea ne gândim mâine să mergem din nou cu protest la Procuratura Generală. Apropo, uite că am luat-o pe chestiuni civice. Este în stare societatea civilă să se mobilizeze acum la alegeri, să fac să zic așa un tur de forță și pe online, în special, și eventual prin acțiuni stradale, să mobilizeze lumea la vot? Societatea civilă e diversă și destul de puternică în Republica Moldova. Include și ONG-uri de domeniu social care au grijă de persoanele nevoiașe, de copii străzi, de cei care au ieșit din penitenciar și au fost trimiși închiloți acasă, fără bani, fără nimic, sau astfel de bătaie de joc se mai întâmplă în Republica Moldova. Și sunt și ONG-uri de drepturi civile care monitorizează la sânge alegerile, care încurajează participarea la vot, cum zici tu. Sau sunt grupuri civice, mai ales din diaspora. Există grupuri online de diaspora cu zeci, sute de mii de abonați și care s-au mobilizat exemplar. La ultimele alegeri, cred că la prezidențiale, un sfert de milion de moldoveni au participat la alegeri datorită acestei mobilizări extraordinare online. Sper că acum să aibă același efect și să-i scoată pe moldovenii din diaspora să se înregistreze ca să obțină secții de votare și mai multe buletine de vot, ca să nu se plângă că nu le-au ajuns buletine când au fost mobilizați să meargă la vot. Pentru că pentru înregistrare nu trebuie să te duci la secție de votare din capitală sau centrul landului. Poți să o faci online de pe telefonul mobil sau de pe computer, de pe laptop, de pe tabletă și gratis și îți ia câteva secunde. Trebuie doar să-ți amintești IDNP-ul, un fel de CNP al nostru moldovenesc. Tot 13 cifre, da. Trebuie să le bagi acolo și să te înregistrezi. Iar dacă te-ai înregistrat în trecut și nu ți-ai schimbat locația, e suficientă înregistrarea de data trecută. Numai puțin, Oleg, pentru cei care sunt interesați de candidatura verzilor, v-am pus link-ul, fiindcă eu o să-mi fac datoria să pun, pe lângă faptul că încerc să fac o discuție plăcută și interesantă, vreau să dau și informații utile. Deci cei care vreți să susțineți din Basarabia și sunteți din Basarabia, de fapt, Partidul Verde, iată acolo, dați-le o semnătură. Și încă o dată, ca să fiu echidistant și independent total, am să încerc să invit și pe alți candidați de la alte partide din Republica Moldova, fiindcă așa este frumos, de dragul democrației. Oleg, ne apropiem un pic de final și vreau să te întreb niște chestii mult mai concrete. O precizare, totuși, partidele nu au nevoie de semnături ca să-și înainteze candidați. Asta e o formă de favorizare și de discriminare a independenților. Totuși, puteți să semnați pentru un partid cerere de adeziune, de exemplu. Eu încă nu sunt membru în Partidul Verde de aici, din Republica Moldova, dar s-ar putea să candidez cu ei dacă reușim să facem o listă onestă. Bun. Ce probleme sunt reale în Republica Moldova, care le vezi tu, trei, și care sunt primele trei soluții care tu le-ai considera oportune acum? Toată lumea vorbește despre corupție, dar eu mă tem că se poate scăpa de corupție doar cu educație civică, ca cetățenii să-și înțeleagă rolul lor în stat și relația lor cu statul și nu să mai rezolve problemele cum o făceau bunicii lor pe timpul regimurilor totalitare sau în junglă când nu prea exista stat, cu troc, cu schimb, cu presiuni prin cumetri. Oamenii trebuie să învețe cum funcționează un stat în baza legilor și în baza instituțiilor. Deci cred că trebuie revizuită educația și oamenii
elevii, măcar viitoarele generații, să învețe din școală, dacă n-au învățat până acum din familie și din experiență personală, să învețe cum funcționează un stat civilizat. Deci problema e educația și trebuie revizuită educația, pentru că ies oamenii din școală analfabeți, nepregătiți pentru viață, dar au terminat bacul sau au terminat facultate sau au terminat un masterat, culmea, da? Știe a citi, dar nu înțelege și nu poate reda ceea ce a citit, cum se zice, analfabetism funcțional, parcă. Și după aceea, inechitate socială. Mă tem că trăim acum ca într-o junglă. Sunt unii care o duc sub limita sărăciei și sunt o majoritate. Și sunt unii care o duc într-un lux de nedescris, de care fac ochi mari străinii când vin aici și zic: cum, sunteți cea mai săracă țară? Ia uite, Porsche Cayenne, ia uite, Maserati, ia uite, ce mai, niște mașini bengoase. Din ce bani? Că-s cu numere moldovenești, nu sunt numere venite oaspeți pe aici, pe la voi. Moldoveni de-a voștri. Și când te întrebi, ăla lucrează funcționar, celălalt lucrează fermier, te miri ce niște chestii care niciodată nu te-ai fi gândit cât ți-aduce venituri. Deci e clar că ceva se fură, e clar că ceva e inegalitate. Da. Trebuie rezolvată inegalitatea, probabil prin impozitare progresivă, probabil prin experimentarea venitului minim garantat, ca oamenii să poată începe un business, ca oamenii să poată începe a face politică, dar să nu stea cu frica zilei de mâine, că nu o să aibă el ce mânca sau ea ce mânca și nu o să aibă ce își hrăni copiii. Eventual să se investească și în locuință pentru toți, că și pentru locuință oamenii se zbat și iată pleacă pe Hotare și sacrifică viața, sănătatea acolo, cumpără aici locuință și după aceea nu mai apucă să se întoarcă să trăiască în locuința asta, pentru că îl prinde bătrânețea sau chiar moartea în Occident, în Israel sau în Rusia, pe unde a tot lucrat să agonisească bani. Sau trimite bani aici și li se întâmplă să le fure cineva banii. Poate chiar din familie să le fure banii și să rămână lefteri. Se întâmplă și asta. Dumnezeu, nu funcționează statul, câte nu funcționează comune. Justiția. Exact. Am întâlnit foarte multe cazuri de felul ăsta în instanțe de judecată. Câte lucruri comune sunt pe amândouă maluri ale Plutului, să zic așa. Da, mă întreabă des lumea, cum e mai bine, la București sau la Chișinău? Zic, da, sunt numai bune, ambele la fel de corupte, ambele la fel de săraci, la fel de unit astea două state. Unim două sărăcii ca să cărpim. Unim două sărăcii împreună. Mă, cine știe, să dea Dumnezeu ca în 2024 să se întâmple ceva. Există foarte multă frustrare, după cum bine știi, și în România. Și efectiv lumea este dezamăgită de toate partidele politice parlamentare care nu mai sunt în Parlament și cele care au intrat din nou, unele chiar noi, în Parlament. Asta este realitatea. Oleg, încă o dată vreau să pun această informație de interes public. Dacă aveți prieteni, neamuri, cunoștințe care sunt din Republica Moldova, indiferent că sunteți în țară, stau în străinătate, rog frumos rugații să meargă la vot și să se preînscrie pe acest site ca statul din Republica Moldova să organizeze secții de votare sau alte forme de informare publică și, bineînțeles, de vot. Înregistrare.check.md și este foarte important să meargă la vot, au ce vota. Și dau de la PAS, de la Verzi, Democrația Acasă, Unioniști, etc., etc. Este foarte important să nu renunțe să meargă la vot și cred că dacă blocul acesta sovietic va avea sub 30% în viitorul Parlament, eu zic că lucrurile vor începe să prindă altă turnură, fiindcă guvernarea va fi făcută, să zic așa, cu niște negocieri, probabil, cu niște discuții și cred că se va ajunge la un compromis, sper eu, cât mai decent posibil. Oleg, un cuvânt pentru cei care te-ar vota și care sunt din Republica Moldova și, de ce nu, pentru români. Îi îndemn pe oameni să nu lase mâinile în jos și să spere,
și să încerce și să se implice. Luați-vă soarta în mâini, faceți ca Brega sau mai bine decât Brega, mergeți cu verzii galbeni, albaștri, portocalii sau cu culoarea curcubeului. Vorba lui Paul Goma are un roman cu numele ăsta, culoarea curcubeului, că îl întrebau: dar de ce culoare ești tu, băi, scriitor, de Paul Goma? Și el zice: da, eu sunt de culoarea drepturilor omului. Țineți minte, în 77 el făcea mișcare pentru drepturile omului. Și el e de culoarea drepturilor omului, de culoarea curcubeului. La fel și eu, de culoarea curcubeului. Faceți mai bine decât Brega dacă puteți, dar implicați-vă, nu stați deoparte, pentru că dacă îi lăsați pe alții să vă decidă soarta, s-ar putea să nu vă placă soarta. Da. Mulțumesc mult de ultima frază foarte frumoasă. Sănătate tuturor basarabenilor, sănătate verzilor, sănătate tuturor care ne-au urmărit, care au distribuit, care au comentat și celor care urmează probabil să vadă acest live. Vă țin la curent, o să urmeze săptămâne viitoare niște live-uri foarte interesante pe niște teme de interes din România. Mă refer aici de la codul electoral și sperăm să avem invitații interesanți atât din Republica Moldova cât și din România, respectiv din diaspora. Mulțumesc mult, Oleg! Îți doresc numai bine în campanie și nu cedăm. Keep in touch. Keep in touch. Noroc. Ciao. Noroc.